Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și Joc Alba Neagră cu România. Dacă mentorul ei, Klaus Iohannis, are obiceiul să urmărească viața cu atenție și îngrijorare, Ligia Deca n-are cea mai mică grijă din lume. Cred că doamna Deca doarme neîntoarsă. N-are vreo apăsare, vreo jenă vreun gând care să o țină trează. Fiind atât de odihnită, ministra educației a ieșit la declarații. Greva profesorilor nu a afectat în niciun fel predarea materiei, pentru că până la data la care greva a început, materia pentru clasa a 12-a era deja parcursă. Dacă ar fi să ne luăm după neîngrijorata Ligia Deca, profesorii puteau continua liniștit greva Că nu îi afecta pe elevi. N-au auzit că materia a fost deja parcursă. Ce efecte ar putea avea o grevă asupra unor elevi care trebuie să dea bacul? Dar stați, că nu-i chiar așa! Relaxata Ligia Deca a recunoscut că profesorii au ținut legătura cu elevii pe timpul grevei. De asemenea, mulți dintre cei care au fost în grevă au transmis copiilor eventuale exerciții de recapitulare. Au ținut legătura cu elevii lor și eu sunt convinsă că săptămânile în care au putut să recapituleze au fost benefice pentru ceea ce pot face ei astăzi la examen. A mai spus Neobosita Ligia Deca. Păi dacă elevii au avut nevoie de exerciții de recapitulare, cum nu i-a afectat greva? Ligia Deca pare o elevă nepregătită, scoasă la tablă, care spune că i-a mâncat câinele tema. Greva nu i-a afectat pe elevi, dar totuși au avut nevoie de suportul profesorilor. Ați dormit bine, doamna Deca. Foarte bine a dormit din moment ce a zis că săptămânile în care au putut să recapituleze au fost benefice pentru ceea ce pot face ei astăzi la examen. Deci, nu doar că nu i-a afectat, dar greva a fost benefică pentru elevi. Tot timpul am invidiat genul de oameni ca Ligia Deca. Persoanele atât de relaxate și fără de griji încât ne vor îngropa pe toți. Măcar idolul ei, Claus Iohannis, mimează atenția și îngrijorarea. Ligia Deca e atât de neîngrijorată încât a transformat greva profesorilor într-o chestie pozitivă pentru elevi. Trebuie să fii un soi special de om ca să gândești așa. Un om extrem, dar extrem de odihnit. Cu toate că nu i-a afectat greva, 20% dintre elevi nu s-au înscris la bacalaureat. Ligia Deca are o explicație și pentru asta. Numărul de elevi care nu s-au înscris la bac se înscrie în numărul pe care îl vedem în general în ultimii ani. A, ah, deci dacă e ca în alți ani, nu e o problemă, lasă-i doamnă să nu se înscrie, că nu trebuie să aibă toți bacul. Când voi crește mare, vreau să fiu la fel de liniștit în viață ca Ligia Deca. Vă doresc o la revedere frumoasă!